Primăria Municipiului Suceava a oferit gratuit sucevenilor de ziua Bucovinei un spectacol cu Laura Olteanu și Orchestra Fraților Advahov. Sala a fost arhiplină, iar foarte mulți suceveni nu au reușit să intre la spectacol. Care vina de răsună în Bucovina. Cântă cucu, bate vina de răsună în Bucovina. Cântă cucu, într-umbrăduț de răsună în cernăuți, mă. Primarul Ion Lungu a oferit diplome de excelență interpretei Laura Olteanu și fraților Advahov. Bună seara, Bucovina! Bună seara, Suceava! Bună seara, dragi bucovineni! Bună seara, dragi suceveni! Sigur că pentru noi cei din Bucovina, astăzi este o zi importantă. Pentru orașul nostru, care se poartă de intrare în Bucovina, este o zi foarte importantă. Care s-a întâmplat acum 101 ani, când Bucovina s-a unit cu România. Tocmai de aceea, Primăria Municipiului Suceava a vrut să vă facă, dacă vreți, acest cadou, acest spectacol extraordinar, oferit gratuit de către primărie și, bineînțeles, promotoarea ei este doamna Laura Olteanu, pe care vă rog să o aplaudăm până o premiem. Și, de asemenea, să spunem un sincer bun venit fraților noștri de Veselcut, orchestrii fraților Advahov. Spun bine, da? Bine ați venit la Suceava, bine ați revenit! N-am avut ocazia să vă urmăresc live. Eu sunt un om care iubește folclorul. V-am urmărit la distanță, vă apreciez foarte mult și pe dumneavoastră și pe domnul Botgros, cei de la Chișinău. Sunteți niște lăutari deosebiți. Vă mulțumim că sunteți la Suceava. Primarul municipiului Suceava conferă diplomă de excelență doamnei Laura Olteanu pentru promovarea folclorului bucovinean, pentru promovarea folclorului românesc, o adevărată ambasadoare a folclorului bucovinean și românesc, să o aplaudăm! Iar acest hit al ei, Acasă în România, face furori printre frații noștri care lucrează în străinătate. Ați văzut și dumneavoastră la alegerile duminică, prin secțiile de votare, se cânta Acasă în România. Bravo, Laura! Succes! Că susții folclorul bucovinean românesc. Și noi te sprijinim, suntem alături de tine, primești această diplomă de excelență și un coș de flori din partea primăriei. Și conform regulamentului trebuie să te pup o dată. Neapărat. Deci primarul municipiului Suceava conferă diplomă de excelență Orchestrei Fraților Advahov pentru păstrarea tradițiilor strămoșești și promovarea folclorului acel autentic. Bine ați venit la Suceava, bine ați venit în Bucovina, oricând sunteți bineveniți. Cui e mine după mine? Care e mai mare? Eu e mai mare. Am și un frate geamul, de asta am trebuit. Și a venit tot domnul. Dați-mi voie la fel, pentru orchestra dumneavoastră frumoasă. Mori de flori. Să aveți o ședere plăcută aici la noi la Suceava, în Bucovina și vă așteptăm cu mare plăcere.